Incendiile se țin lanț în județul Mehedinți. Echipajele operative de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta au acționat pentru stingerea a 3 incendii izbucnite pe raza localităților Halânga, Inova și Izvoarele. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit la vegetație uscată pe raza localităților Hinova și Cârjei. Au acționat 3 autospeciale cu apă și spumă și un ATV. Flăcările imense au cuprins circa 50 hectare de vegetație uscată, dar și litiera de pădure, oamenii fiind cuprinși de teama că focul s-ar putea extinde la casele lor. Peste 40 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți acționează pentru stingerea incendiului manifestat în zona cuprinsă între centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin și localitatea Halânga. Pentru stingerea tuturor focarelor au fost mobilizate 7 autospeciale cu apă și spumă, 2 ATV-uri, un autocamion de intervenție și un microbuz. Intervenția este sprijinită și de forțe ale serviciilor private pentru situații de urgență cu o autospecială cu apă și spumă, 2 cisterne și un excavator. Pompierii depun eforturi susținute pentru localizarea și stingerea tuturor focarelor. Pe fondul lipsei de precipitații și în condiții de vânt, flăcările s-au propagat rapid, afectând 3 anexe gospodărești și 4 case dezafectate. Pompierii luptă cu flăcările care riscă să se propage la gospodării. Pentru gestionarea situațiilor de urgență au venit în sprijin și forțe din cadrul serviciilor private pentru situații de urgență Bradner și Astra Rails. Forțele vor fi suplimentate cu efective din turele libere, totodată s-a cerut sprijin și de la inspectoratele Dol și Mehedinți.